Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de circulație pe teritoriul Ungariei. Circulația tuturor vehiculelor de transport marfă cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe teritoriul Ungariei în perioada sărbătorilor pascale catolice, informează joi Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere printr-un comunicat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează participanții la trafic care derulează operațiuni de transport rutier internațional de marfă prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria că în perioada 28 martie ora 22, 29 martie ora 22 și 30 martie ora 22, 1 aprilie ora 22, circulația tuturor vehiculelor de transport marfă cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restricționată, se menționează într-un comunicat. Circulația autocamioanelor se va derula după următorul program. Din 28 martie ora 23 până pe 29 martie ora 23 restricționat, 29-30 martie de la ora 23 până la ora 23 se circulă, 30-31 martie intervalul orar 23:00 restricționat, 31 martie ora 00, 1 aprilie ora 00 se circulă, 1 aprilie intervalul orar 00 ora 23 restricționat, după 1 aprilie ora 23 se circulă. Restricțiile de circulație nu se referă la mijloacele de transport care efectuează transporturi de mărfuri periculoase, de animale vii, de produse alimentare perisabile, ori celor supuse unui anumit regim de temperatură, subliniază sursa citată. În plus, traficul de călători și autoturisme se va desfășura în condiții normale. De asemenea, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere recomandă conducătorilor auto ca la ridicarea restricțiilor să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei existente la granița cu Ungaria în vederea evitării blocajelor cauzate de afluxul mare de trafic.